Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Cutia Neagră. Astăzi discutăm despre anchete. Anchete parlamentare despre avioane și aeropoarte. Invitatul de astăzi al emisiunii este Igor Munteanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și președinte al Comisiei de Anchetă cu privire la desfășurarea privatizării și concesionării proprietăților publice începând cu anul 2013. De fapt, vorbim despre modul în care a fost dat în concesiune aeroportul internațional Chișinău și modul în care acum un an a fost privatizat Air Moldova. Domnul Munteanu, înainte de a începe discuțiile, haideți să vedem cum a fost audiat săptămâna trecută, vineri, în Parlament, cum au fost audiate, de fapt, rapoartele Comisiei dumneavoastră. Sim. Total, pe 4 rapoarte s-au cheltuit circa 200.000 de lei din bugetul Parlamentului, din bugetul statului, ca să nu aflăm nimic nou. A fost doar o sinteză, o compilație a constatărilor care în rapoartele anterioare. Democratul a mai calificat raportul drept o încercare de a distrage atenția publică de la problemele reale cu care se confruntă țara. Dar la finalul discursului a fost luat peste picior de președinta Parlamentului și de alți deputați. Domnul Sârbu, vreau să vă zic și nici noi în Parlament n-am auzit la dumneavoastră nimic nou din lecția dată. Mulțumim! Sergiu, da, asta... Eu înțeleg că boala e grea, dar nu e nică. Desigur că nu e nimic nou sub soare, că atunci când știi exact cum au fost schemele prin care a fost concesionat aeroportul, nu poți auzi nimic nou. Deputații din majoritatea parlamentară au salutat concluziile formulate de Comisia de Anchetă. La încheierea primului act de la an de la momentul privatizării, constatăm că scopurile declarate ale privatizării companiei Air Moldova nu au fost atinse nici în cea mai mică parte, iar modalitatea de privatizare aleasă de către instituțiile statului, concurs comercial, a fost total nepotrivită, неефициента и илегала. Почему мы не защищаем государство, а защищаем частную контору с капиталом 5400 леев, которая сегодня заявляет, что инвестировала в аэропорт 80 миллионов евро? Это ложь, за которую надо привлекать к ответственности. Parlamentul a decis ca guvernul să evalueze dacă este sau nu necesar să ceară în judecată dizolvarea companiei AV Invest. Ministerul Justiției a depus deja o cerere pentru declararea nulității contractului de concesiune cu această firmă. De asemenea, Parlamentul a mai cerut Procuraturii Generale să verifice modul în care a fost introdusă taxa de modernizare la aeroport de 9% și să examineze toate documentele și corespondența purtată dintre cei implicați în concursul de concesiune. Am revenit în studio. Noi, de exemplu, spre deosebire de domnul Sârbu, am aflat niște lucruri noi din acest raport al Comisiei. Mai cu seamă am aflat că există niște recomandări și niște anchete penale. Pe astea le-am așteptat de mult timp, pentru că despre faptul că concesionarea aeroportului s-a făcut cu încălcări și că acolo există multe interese, nu știu a cui, poate ne spuneți dumneavoastră, mă rog, s-a mai știut, s-a mai vorbit în societate. Până acum, procuratura s-a făcut că plouă, nu a văzut nereguli, acum înțelegem că s-au mișcat cumva lucrurile din loc. Acest raport al dumneavoastră menționează mai multe nume. Eu aș vrea să încep cu sfârșitul raportului, cu cel mai interesant, da, pentru opinia publică, cel mai captivant, după care să ajungem la propriu-zis încălcări. Deci acest raport vizează mai multe nume de foști miniștri, foști viceministri, deputați actuali în Parlament, reprezentanți ai agenției proprietăți publice, care ar fi fost implicați în concesionarea aeroportului. Din ancheta pe care ați reușit dumneavoastră să o faceți, ce ați reușit să înțelegeți? Care a fost rolul acestor persoane? Ele au îndeplinit un ordin, ele au pus la cale o schemă. Ce au făcut aceste persoane? Mulțumesc foarte mult, Mariana. În primul rând, mulțumesc pentru că m-ați invitat la această emisiune. Apreciez dorința dumneavoastră de a afla lucrurile noi pe care anumiți deputați nu le-au observat în mod intenționat. Haideți să fac câteva precizări de la bun început. Comisia de anchetă a făcut o apreciere politico-juridică a acestor două acțiuni, una de concesionarea aeroportului Chișinău și a doua de privatizarea companiei Air Moldova. Ele au mers paralel, deși au aparținut la epoci diferite. Primul legat de aeroport s-a început în 2012 și a durat o perioadă un pic mai lungă de timp. A fost o schemă mai complicată și mai sofisticată de transmitere a drepturilor de concesionare unor companii foarte obscure,
Și evident că o să ajungem la detaliile acestei fraude. Deci a fost o fraudă în mai mulți pași, cu implicarea unui număr destul de mare de oficiali guvernamentali care și-au pus semnătura pe anumite proceduri care au viciat esența procesului. A doua este relativ recentă și evident că, în mod logic, această a doua investigație sau anchetă pe care am desfășurat-o are fapte mai proaspete și atunci este mai ușor de dat seama unde s-a viciat procedura, cine au fost beneficiarii efectiv, care au fost procedurile încălcate cel mai grosolan și se vede de la distanță. Dar toate împreună fac parte din aceeași schemă. Parlamentul nu poate substitui ancheta penală, nu poate substitui organele de justiție, dar poate să-i lumineze calea spre identificarea unor piste, a unor ipoteze de lucru. Da, dar dumneavoastră ați avut posibilitate să-i audiați pe o parte dintre cei pe care, numele cărora i-ați menționat. Sigur, nu pe toți. Nu pe toți, e adevărat. Iată, din discuții cu cei pe care ați reușit să-i audiați, din declarațiile făcute de ei, dumneavoastră ați putut să vă dați seama, acești oameni au semnat, cum ați spus dumneavoastră, în neștire sau ei au fost mai mult decât cei care și-au pus, pur și simplu, nu au fost mai mult decât niște pur și simplu semnatari, da? Ca să... Vreți să parafrazați un pur și simplu prim-ministru. Da, un prim-ministru. Cu siguranță au fost oficiali cheie, cei care au cunoscut exact modalitatea prin care se poate destrăina un bun ca să ajungă la cine trebuie și au fost executanți juniori care nu au făcut altceva decât să fie niște piulițe dintr-un instrument mult mai complicat. Aș prefera să nu dau foarte multe nume, pentru că eu știu că la emisiunea de astăzi Cutia Neagră de obicei se dau foarte multe nume, dar eu aș prefera să spun anumite tipuri de proceduri au fost viciate cu bună intenție, dacă pornim de la aeroport. Inițial, prin comisia de concurs, a selectat 7 companii care ar fi trebuit să fie invitate în cadrul unui concurs închis pentru a concesiona aeroportul. Din cele 7 companii, niciuna dintre ele, până la urmă, nu a semnat contractul de concesionare. Deci, apariția Asociației de Companii Juridice Avia Invest, care a semnat până la urmă contractul de concesionar, nici măcar nu a fost înscrisă în cele 7 companii inițial identificate. Haideți să spunem pentru telespectator, ca să știe și ei. Deci, aparent, intențiile au fost nobile când s-a dat în concesiune aeroportul și a fost invitate să participe câteva companii mari din lume, una din Madrid, alta din Paris, din Federația Rusă, două din Moscova și Habarovsk, una din Viena, Londra, Houston, din Statele Unite ale Americii. Deci 7 companii destul de mari care desfășoară activități în domeniul aviatic au fost ca și când invitate să participe la acest concurs. Nu știu dacă ați încercat să verificați informația. Ele chiar au fost invitate? Păi, probabil că deja ați urmărit detalizarea pe care am făcut-o în raportul abridged, raportul prescurtat pe care l-am difuzat în Parlament. Asta. Există acest detaliu în care, de exemplu, după verificarea adreselor pe care au fost expediate invitațiile, am descoperit că la jumătate din companiile listate în concurs închis n-au ajuns invitațiile. Eu vreau să vă spun că în urmă cu 4 ani am făcut și o anchetă jurnalistică despre concesionarea aeroportului și atunci chiar am scris tuturor acestor companii să le întreb dacă au primit o invitație. Și atunci v-au răspuns? Mi-au răspuns doar 2, cei din Franța și cei din Marea Britanie, dacă mi-amintesc eu bine, și ei nu știau nimic despre această invitație venită din partea autorităților din Republica Moldova. Unele au confirmat, probabil că nu au fost interesate, altele au participat la foarte puține, Vnukovo a participat și a participat Habarovski Aeroport cu Kolomensky Zavod. Deci două pachete au fost deschise de către comisia de concurs. Aceste două pachete erau în felul următor. Vnukovo Avialinie a fost declasificată sau a fost respinsă datorită faptului că anumite documente pe care le-au anexat la aplicația de participare la concurs erau în limba engleză și rusă. Deci nu se pretau conform criteriilor care solicita companiilor să prezinte tot pachetul în limba română. A doilea pachet care a fost deschis reprezenta o asociație sau asociere de companii juridice care reprezenta Habarovski Aeroport, Kolomensky Zavod și
o companie Avea Invest, SRL, din Republica Moldova. Fondată de cele două? Nu. Cine era fondator? Erau persoane locale din Republica Moldova. Uh-huh. Și evident că și-au asociat forțele pentru ca să reprezinte prin, eu știu, împreună criteriile care erau puse la baza acestui concurs. Eu vreau până ajunge la aceste companii. Nu ar fi avut aceste criterii întrunite. Nici împreună nu le-au avut, dacă ne uităm câți bani aveau toți luat la pachet și ce investiții erau necesare. Ajungem la asta. Până ajunge acolo, eu vreau să ne oprim în primul rând la o întrebare importantă. Era necesară concesionarea aeroportului în acel moment? Avea nevoie Republica Moldova să dea în concesiune acel aeroport? De ce? Deci, datele furnizate de către aeroportul internațional Chișinău în anul 2010 arăta că între 2010-2011 profitul generat de aeroport a crescut de 4 ori. Respectiv, se vedea deja o anumită tendință de creștere a numărului de pasageri care circulau prin intermediul aeroportului și lucrurile se îmbunătățeau. Înainte de asta, în anul 2007, Guvernul Republicii Moldova a solicitat un credit din partea BERD-ului pentru modernizarea aeroportului. A fost primit de peste 40 de milioane de euro. Atunci, și pentru restituirea acestui credit, s-a instituit taxa aeroportuară de 9 euro. Tocmai pentru ca prin, eu știu, administrarea acestui bun să fie returnați toți banii. Da, și iarăși ca să precizăm, 9 euro este taxa pe care fiecare persoană care decolează de pe aeroportul Chișinău o plătește din costul biletului de călătorie. Deci fiecare om care urcă în avion din Chișinău, în biletul său are 9 euro inclus pentru modernizare? Nu doar 9 euro. 9 euro este taxa de modernizare. Pentru modernizare. Mai sunt și alte taxe. Există și alte taxe, până la 25 de euro de fiecare pasager, exact, care pleacă sau vine. Dar pentru modernizarea aeroportului, pentru ca la aeroport să se construiască piste, să se facă, nu știu, parcări, alte lucruri, deja fiecare cetățean al Republicii Moldova, din ce an ați spus dumneavoastră? Din 2008. Practic. Plătește câte 9 euro taxa de călători. A fost instituit în 2007, dar trebuie să luăm în considerație faptul că această taxă a avut un scop foarte clar și era de fapt consumată în timp, pentru că odată cu restituirea creditului pentru modernizare, această taxă ar fi trebuit să dispară sau ar fi trebuit să fie transformată în alte plăți, dar deja nu prelevată din partea fiecărui pasager. Nu ar fi trebuit să existe. Deștepții care au pregătit acest contract de concesiune au lipit-o din nou contract, în ciuda faptului că solicitarea pe care o punea statul prin comisia de concurs a celor entități care erau interesate de aeroport era ca timp de 49 de ani ar fi trebuit să-și genereze suficiente venituri din alte tipuri de activități administrate în cadrul aeroportului. Respectiv, se spunea în felul următor, că studiul de fezabilitate făcut până la acest concurs de concesionare a aeroportului nu lua în considerație modelul financiar prin care această taxă aeroportoară aducea deja veniturile garantate timp de un an de zile. Vă fac o mică incursiune în această ecuație financiară. Deci, conform etapelor de investiții pe care concesionarul trebuia să le prezinte pentru dezvoltarea aeroportului, în prima etapă ar fi trebuit să fie investite 44 de milioane de euro. Dar asta se avea în vedere investiții proprii. Da. Această sumă de bani trebuia investită între anul 2015 și 2017. 2 ani la rând. După care, la momentul în care se ajungea la 2,7 milioane de pasageri pe an, ar fi trebuit să se treacă automat la etapa a doua, în care trebuia să fie investite 111 milioane de euro. Problema este că noi nu avem certitudine că acești bani au fost vreodată investiți. Iar singurele sume care au fost investite au fost aceste taxe aeroportuare preluate în mod abuziv de către acești fericiți proprietari sau concesionari aeroportului și practic s-au investit cu banii pe care i-au adus pasagerii. Eu nu aș vrea să sărim peste multe etape pentru că subiectul este într-adevăr foarte complicat. Ca să fie înțeles de telespectatori, este bine să-l parcurgem.
pe etape, așa cum s-a întâmplat el. Și aș vrea să mergem exact pe etapele, cum ziceam, dacă era necesară concesiunea. Dumneavoastră ziceați studiul că... de fezabilitate spune, nu spunea exact că trebuie să fie o concesionare. Prima opțiune a autorilor... De ce s-a ajuns în general la un studiu de fezabilitate? De ce am avut nevoie? Sigur, orice fel de proprietate publică trebuie într-un fel să fie evaluată asupra randamentului pe care îl oferă. La etapa în care s-au investit niște bani în modernizare, trebuia într-un fel să se decidă ce se face mai departe, sub ce formă organizatorică va activa aeroportul internațional Chișinău. Asta au decis autoritățile noastre sau au cerut Berdu și BIU? Nu, Berdu n-a pus niciun fel de condiții. Solicitarea unui studiu de fezabilitate a venit din partea aeroportului internațional Chișinău. S-a pus problema optimizării folosirii resurselor existente la aeroport. Agenția de proprietate publică a comandat acest studiu de fezabilitate. El a fost efectuat de către o companie germană, deci practic... În 2012 sau când s-a întâmplat? În 2011, 11. Din câte mi-aduc aminte. Și evident, pe baza acestui studiu de fezabilitate era administrat un anumit model financiar care demonstra că dacă, de exemplu, este transmis aeroportul în gestiunea unui anumite companii cu toate calificările necesare, timp de 49 de ani de zile, și-ar fi scos banii, ar fi administrat în corespundere cu standardele internaționale ale aeroportului și mai departe. Dar, atenție, cel mai important lucru, semința acest studiu de fezabilitate nu includea taxa aeroportuară. 49 de ani, această perioadă foarte îndelungată, pentru că, de exemplu, 49 de ani, cum se spune, într-un banc mare capră sau rabinu. Da. În 49 de ani, se întâmplă foarte multe lucruri, inclusiv se uzează toate proprietățile, iar perioada de investiții era prevăzută doar pentru o perioadă relativ scurtă. Domnul Munteanu, că acuși o să mergem la pauză și vreau să încheiem gândul. Această semință de gând, de dare în concesiune a aeroportului, a fost implantată prin acest studiu de fezabilitate? De acolo vine ideea? Nu, a fost o interpretare liberă a opțiunilor care au fost analizate în studiul de fezabilitate. Acolo erau mai multe opțiuni. Erau trei opțiuni, de către Agenția de Proprietate Publică și implicit Ministerul Economiei. Deci Ministerul Economiei și Agenția și-au ales din toate acele modele, cea care le convenea. Au ales opțiunea care corespundea probabil cel mai mult intereselor unui anumit grup care până la urmă a fost favorizat prin această concesionare. O altă întrebare foarte importantă este cine a scris textul contractului de concesiune, pentru că până în prezent noi nu avem răspuns la această întrebare. Eu am să rog, mai avem puțin timp, dar am să rog regie să pună pe post un fragment din interviul pe care l-am realizat cu Vlad Filat și în care l-am întrebat și pe el, că n-avea cum să nu știe omul, cine a scris acel text al contractului de concesiune. Haideți să vedem ce a spus. S-a așezat cineva să facă un calcul. Dar cât timp i-ar lua guvernul și cât ar costa guvernul să facă aceste investiții, pornind de la banii pe care împrumuta singură, pornind de la faptul că continua să există acea taxă de modernizare care nu a fost anulată și care aducea milioane, și dacă mă întrebați, putea să facă guvernul această modernizare fără șor sau fără avianvest? Nimeni nu a discutat de șor. Cu siguranță putea. Pentru că, de fapt, tot din acele taxe și s-au făcut modernizările. Este adevărat, doar că concesionarea nu a avut drept scop ce s-a întâmplat. Bine, dar matematica asta cineva a făcut-o? Matematica este matematică și, într-adevăr, este necesară. Ea formează un anumit fel de gândire și stă la baza anumitor calcule. Cât ne costă singur să facem ca să ajungem la concluzia că mai bine să fac alții? Doar că să aveți în vedere că aeroportul, spre exemplu, din Tbilisi, este concesionat. Din Erevan este concesionat, din foarte multe orașe importante din Europa sunt concesionate și nu e nimic rău în această problemă. A fost și rămâne în a fi. Cine a concesionat aeroportul și în care condiții? Noi să considerați că atunci când noi am deschis cadrul sau am aprobat cadrul de concesionare, am avut în cap că contractul va scrie Iralov din partea guvernului și taxa de 9 euro va rămâne în continuare să fie plătită către cel care trebuie să investească. Dar Iralov a scris acest contract. Asta vă spun cu certitudine. Am revenit în studio.
Iată, unul dintre, cel puțin martori ocular, dacă nu implicată, parte implicată în acest proces, zice că acest contract a fost scris de către Serghei Ralov, care în acel moment era consilier al ministrului economiei, domnul Valeriu Lazar. Iată, dacă știți dumneavoastră ceva despre ceea ce spune domnul Filat, am să vă întreb după o scurtă pauză de publicitate. Da. Am revenit în studio. Înainte de pauză am început discuția legată de faptul cine totuși a scris textul acestui contract de concesiune, pentru că cea mai mare problemă este în textul acestui document care prejudicează interesele statului și avantajează interesele concesionarului, companiei care a luat o concesiune. Vreau să vă spun că acest contract de concesionare s-a făcut cu încălcarea abuzivă și flagrantă a legislației și am să vă spun în câteva cuvinte la ce am în vedere. În primul rând, însă și ideea de a avea o companie SRL avea invest cu 5.400 de lei înscrise, care până la urmă devine concesionarul care a semnat contractul cu Agenția de Proprietate Publică, s-a făcut abuziv în pofida oricăror prevederi legale. Situația legii cu privire la concesionare este următoarea. Atunci când, de exemplu, o companie care vrea să devină concesionar intră într-un anumit concurs, ea trebuie să garanteze statului faptul că activele sale nu sunt pierdute, nu sunt pe drum, nu sunt risipite și sunt restituite la o dată anume, data, perioada de viață a concesionării. Respectiv, statutul acestei companii trebuie să corespundă prevederilor legale, legea cu privire la concesiuni. SRL Avea Invest a intrat în concurs fără ca să-și adapteze statutul la prevederile legale cu privire la concesionare. Respectiv, compania în care ar fi trebuit să semneze, după semnarea contractului cu statul, această companie ar fi trebuit fie să dispară, fie să înființeze o altă întreprindere care se cheamă întreprinderea concesională, căreia ar fi trebuit să fie transmise drepturile concesionare. În cazul Republicii Moldova și în cazul specific a aeroportului, Avea Investul care s-a înregistrat cu 5.400 de lei, a devenit dintr-o dată semnătarea contractului de concesionare, încălcând legislația. Ea, în aceeași zi în care a fost contractul de concesionare semnat, celelalte două companii, Kolomenski Zavod și Habarovski Aeroport, s-au retras. Deci, practic, prin retragerea lor și vinderea acțiunilor către SRL Avea Invest, aceștia au renunțat la obligațiile investiționale pe care le-au promis în momentul în care participau la concurs. Până la urmă, cui statul a dat în concesiune acest aeroport atunci? Concluzia cea mai importantă, Mariana, este că întreaga înțelegere a asociației de companii juridice care au participat la concurs a fost o înțelegere fictivă. Pentru că odată ce s-au retras și nu au garantat implementarea responsabilităților, această, eu știu, comuniune sau asociație de companii nu puteau să garanteze responsabilitățile investiționale. A rămas prima pe linie, Avea Invest cu 5.400 de lei pe cont. Prevederea din legislație era că pe contul acestei companii trebuie să aibă cel puțin 5 milioane de euro. Acum vreau să intervin cu o altă chestie. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Din fericire, foarte rapid, societatea s-a trezit, a trâmbițat, a zis că vedeți că se fură aeroportul, se întâmplă o potlogărie acolo și niște deputați au mers ei mai întâi în guvern, în parlament, după care s-au dus în instanța de judecată și au pierdut procesele de judecată în care au semnalat aceleași lucruri care ziceți dumneavoastră, nerespectarea procedurilor. Nu știu dacă pe toate, pentru că probabil nu au știut toate elementele probabil astea. Probabil că nu au avut acces la toate documentele care erau asociate acestui caz. Da. Deci, instanța de judecată nu vede nicio problemă. Până la Curtea Supremă a ajuns atunci dosarul. Procuratura Generală, în general, nu vede nicio problemă. Chiar dacă domnul Chetraru mergea în acea perioadă în Parlament și zicea despre faptul că
pentru reparația și reconstrucția aeroportului se duc cu sacii banii de la BEM. Asta a fost cuvintele domnului Chetraru. Sper că dumnealui îi poartă răspundere pentru... își asumă cuvintele pe care le spune. Dar nimeni nu a făcut nicio anchetă să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Instituțiile statului nu le-a păsat despre faptul că nu este în avantajul statului acest contract de concesiune. Întrebarea firească este... cui s-a dat în concesiune aeroportul? Noi tot am vorbit despre Șor, pentru că pe Șor ni l-au scos în față toți și ne-au spus că este beneficiar. Bun, pentru că el și-a asumat deschis, ca fiind președinte al Consiliului de Administrare acolo. Dar în realitate, Șor era beneficiar la aeroport? Ce interese erau acolo? De la bun început, Șor nu figura nici într-un act care era semnat în numele acestei companii SRL AV Invest. Schimbările în statutul AV Invest au intervenit peste un an de zile, în 2004. Abia în 2004, la un an după... 14. Pardon, 2014. La un an după înființarea sau semnarea acestui contract, pe statutul de fondatori înregistrat la Camera de Înregistrare, au apărut mama vitregă a lui Șor, a apărut Șor în calitate de președinte și a apărut o listă lungă de vreo 7-8 persoane foarte apropiați de Consiliul Ilan de Administrare. Șor. Exact. Dar, fondatoare erau două companii offshore, înregistrate prin insulele Virginia, nu știu de care. TB Team, care la rândul său era fondată de alte companii offshore. Deci, propriu-zis, beneficiarii se pierdeau în companii offshore. N-aveai cum să înțelegi. Și acolo mereu se schimbau componența acestor offshore-uri. Dar niciodată n-am putut să demonstrăm, niciodată jurnaliștii n-au putut să constate cine stătea în spatele acestor companii? Chiar era Șor care trăgea toate foloasele din toată această poveste? Sau el doar administra niște interese? Legătura dintre Șor și AV Invest este complexă, pentru că, de exemplu, nu au fost investiți bani din partea grupului Șor, ci din contră, grupul Șor a scos bani din AV Invest, care a început să se genereze anumite profituri pentru propriile lor, eu știu, nevoi de dezvoltare, pentru Dufremol, pentru Milsamei Orhei și pentru alte activități, probabil inclusiv cu caracter electoral. Deci, această concesionare a fost o adevărată găină cu ouă de aur pentru companiile gestionate de Șor, pentru că, o să vă dau niște exemple, în timp de un an de zile, în 2018, dacă calculăm profiturile care erau prelevate prin aceste taxe aeroportuare, numai taxa de 9 euro la 2,8 milioane de pasageri aducea aproximativ 20 de milioane de euro. Iar celelalte taxe, să zicem, la estimările cele mai modeste, 20 de euro în plus pentru alte taxe, care sunt legate de serviciile oferite liniilor sau avioanelor care intră în aeroport, se ajungeau în total la circa 81 de milioane de euro într-un singur an. O sumă uriașă care acoperă practic de două ori responsabilitatea acestei companii concesionare față de aeroport, față de nevoile de investiții. Noi nu am găsit documente care să certifice că acest concesionar AV Invest ar fi investit vreodată din banii săi proprii. Și dacă există, evident că ele trebuie să fie urmărite și monitorizate de către o anchetă penală care s-a deschis pe acest caz. Dar chiar dacă investițiile se făceau din profiturile companiei, pentru că cel puțin așa aparent pare, oricum nu toți banii erau investiți în modernizare. O parte din bani plecau la cineva. Sigur. Nu ați reușit să aflați unde se duceau? Noi nu am urmărit destinația acestor bani. Primul care a observat aceste tranzacții suspecte a fost generalul Chetraru de la CNA în 2015, atunci când a transmis un raport destul de critic la implementarea contractului de concesiune și în care a cerut autorităților să suspende acest contract de concesiune pentru că erau foarte multe ilegalități comise de către, mă rog, subiectul AV Invest. Nu s-a atras nicio atenție acestui raport. Republica Moldova intrase într-un an al crizelor sistemice. După frauda bancară, toată lumea era cu ochii pe cele trei bănci fraudate de Șor. Aeroportul a rămas oarecum la periferia atenției publice. Și după închiderea, eu știu, a procesului deschis, mă rog, la solicitarea deputaților,
Aeroportul a rămas oarecum secundar. Aeroportul s-a dezvoltat oarecum pe anumite investiții care s-au făcut în acest aeroport, dar nimeni nu avea în radarul de atenție vicierea procedurilor care s-au făcut inițial. E greu de crezut că încerca cineva să-l protejeze pe Șor. Șor întotdeauna a fost protejatul mai marilor zile, mai ales... Nu că e gratis, probabil. Că... Sigur, dar Șor a fost o interfață, a fost și un actor, este în continuare un proprietar a mai multor bunuri importante din Republica Moldova. O parte sunt sub sechestru, dar nu toate. Probabil că a scos foarte mulți bani de Republica Moldova. Iar această participare activă la concesionarea aeroportului n-a făcut decât să-i extindă domeniul în care activitățile sale economice aduceau rezultate grupurilor pe care le reprezenta. Ați constatat sau dacă ați observat cel puțin existența unor interese rusești la aeroport? Vă întreb pentru că câțiva ani în urmă, într-o discuție cu un fost prim-ministru al Republicii Moldova, acesta îmi spunea despre faptul că de câte ori se întâmpla să meargă la Moscova și să se întâlnească cu oamenii din anturajul lui Putin mi-a dat și numele lui Medvedev. Una dintre primele întrebări care o adresa era și tot de la etnaș aeroport. Nu vă pot confirma sau infirma acest lucru dacă există vreo conexiune cu Medvedev. Cu siguranță însă interesele unor mini-oligarhi ruși au fost cu siguranță prezenți chiar de la bun început la concesionarea aeroportului. Acest lucru s-a observat și la întâlnirea lui Putin cu Filat de la Sochi. Și ulterior, atunci când Filat împreună cu alți oficiali s-a aflat la Moscova, pentru că interesul față de aeroportul internațional Chișinău a fost mare. Nu sunt foarte multe obiective. Pentru că este singurul aeroport internațional, participarea acestor companii, Khabarovski Aeroport, era dictat și de interesul grupurilor micro-oligarhice de la Moscova. Eu ca să înțeleg, prezente... interes comercial sau strategic? De ce fel de interes putea avea Moscova? Aeroportul nu poate fi considerat un bun eminamente, eu știu, care poate să monetizeze niște câștiguri. Este o proprietate strategică. Este o poartă de ieșire, de intrare, care oferă și debușeuri sau portițe pentru scoaterea rapidă din țara unor cetățeni, ceea ce s-a demonstrat la momentul în care aceste grupuri oligarhice au reușit să plece din țară, fără niciun fel de control la frontierei, fără niciun fel de inspecție și cu siguranță această portiță a fost deschisă de câte ori a fost necesar pentru grupul Șor. Federația Rusă de asta era interesant? Fără îndoială. Federația Rusă a fost permanent interesată să exploateze portițele întredeschise în breșele de securitate a Republicii Moldova și acest lucru se întâmplă probabil de fiecare dată când noi tratăm fără vigilența necesară încercările Federației Ruse de a prelua sub control anumite instituții ale statului. Vedeți că acum domnul Dodon sare înainte, admite că acest contract de concesiune ar putea fi reziliat. Și atunci dumneavoastră zice că ar fi interesant să vină alți investitori ruși la aeroport. Eu n-am auzit această expresie, dar pot să vă spun că practic există un consens a tuturor puterilor de stat ca acest bun să fie preluat, să fie restituit statului, pentru că procedurile care s-au urmărit la momentul concesionării au fost viciate în esența lor. Au fost viciat întregul concurs de selectare a participanților la concurs. A fost viciat modul în care s-au implementat etapele prevăzute de contract investiționale. A fost viciat mecanismul de administrare a proprietăților. Statutul acestei companii SRL AV Invest nu prevede nicio clauză prin care, de exemplu, noi putem să fim siguri că activele statului sunt restituite conform legislației Republicii Moldova. Mergem în instanță, merge statul în instanță, contestă toate aceste încălcări, contestă legalitatea contractului de concesiune, se ajunge la faza inițială, aeroportul revine la stat, o altă concesiune a aeroportului, o excludeți categoric? Eu nu pot să exclud, dar nu știu dacă face obiectul discuției noastre o reconcesionare. Eu vreau să vă spun că primordial în acest moment este restituirea acestui bun
și tragerea la răspundere civilă și penală a celor care au viciat procesul. Vreau să vă spun aici, și este extrem de important, că o clauză importantă a contractului este că toate litigiile care pot să apară între partea concesionară și entitatea care are drepturi de proprietate asupra aeroportului, asta înseamnă statul și Guvernul Republicii Moldova, își vor disputa toate aceste litigii în instanțele naționale din Republica Moldova. Asta pentru că asta e foarte de bine. Și asta trebuie să respingem speculațiile care s-au făcut cu abundență în ultima vreme, că vom avea litigii internaționale, că vom fi dați în judecată, că vom plăti sume exorbitante de bani ca daune. Ele sunt excluse? Totuși, acest contract, să ne amintim, a fost scris foarte bine în interesul companiei concesionare și statul are de plătit niște... E adevărat, niște... dar este o prevedere pe care nu poate combate nimeni. Nimeni pe lume. Este prevederea prin care părțile își retrag de dreptul de a-și disputa litigiile în afara instanțelor din Republica Moldova. Bun. Vreau să... Noi mai avem puțin timp din această parte a emisiunii. Aș vrea în ultima parte a emisiunii să vorbim mai mult și despre Air Moldova. Dar acum avem un cumpărător de bună credință la aeroport, la Avia Invest. Da, această, la cine vă referiți noastră? Această companie, NR Investment, Nat Rothschild, da? Cel care a venit ca investitor. Cine l-a cumpărat? De bună credință? El așa pretinde că este cumpărător de bună credință. El a cumpărat de la altă companie străină din offshore niște acțiuni. N-a știut ce se întâmplă cu această concesiune. Să clarificăm. În primul rând, aparent, această companie pe care a cumpărat-o nu are nicio tangență cu contractul original. Iar contractul original a fost semnat cu Avea Invest. Se interzice prin contract vânzarea? Prin contract sunt niște prevederi specifice care spun că orice fel de transmitere a acțiunilor care vizează aeroportul internațional Chișinău se face exclusiv cu acordul scris al Guvernului Republicii Moldova. Deci nimeni nu avea dreptul să înstrăineze drepturile concesionale către un terț, către o altă parte. Și acest lucru, dacă s-ar fi întâmplat, ar fi trebuit să se întâmple la Camera de Înregistrare din Republica Moldova. Și acest lucru nu s-a întâmplat pentru că a existat o intervenție rapidă care s-a pus sechestru pe cele active sau acele acțiuni care aparțineau de Avea Invest. Orice fel de pretenție a acestui gentleman asupra drepturilor concesionale reprezintă doar, o făcătură, un fake, pentru că el poate să cumpere orice fel de companie, dar asta atunci când privește drepturile de proprietate ale statului, ele sunt rezolvate exclusiv în Republica Moldova conform legislației naționale. Asta prevede contractul. Adică dacă va fi un proces de judecată cu această companie, el va avea loc în Republica Moldova și dumneavoastră credeți că șansele lor de câștig sunt mici? Eu cred și sper că acest contract este scris într-o formulă care avantajează interesele Republicii Moldova și instanțele naționale, în ciuda criticilor pe care noi le avem de zi de zi. Suspiciunilor. Alimentate tot de sistem. Da, vor fi suficient de profesionale și calificate ca să apere interesul public. Vreau să discutăm un pic și despre dosarele penale, că am pornit de la ele. Dumneavoastră ați făcut niște recomandări pentru ca să se uite și procurorii peste anumite procese care au avut loc la concesiune, la aeroport și oameni implicați. Nu am văzut acolo numele lui Ilan Șor. Știți, Ilan Șor probabil că va fi identificat printre beneficiarii efectivi acestei concesionări și cred că este de competența instanțelor penale, a instanțelor judecate, cele care vor face ancheta penală în primul rând, să identifice nivelul lui de responsabilitate. Dar pe noi ne-a interesat procedurile care nu au fost respectate sau au fost viciate și să-i identificăm exact lucrurile care au denaturat esența unui concurs de concesionare. Deocamdată noi am auzit în spațiu public de un nume. Numele deputatului Vladimir Cebotar. Eu tot m-am gândit, dar oare chiar Cebotar este el singur vinovat de ce, tot ce se întâmplă acolo? Eu niciodată nu l-am menționat. Nu, procurorii au venit și au cerut ridicarea imunității. Eu personal am menționat numele deputatului Jardan, care a fost directorul companiei Air Moldova în perioada în care era o întreprindere de stat. Și până la concesiune. Exact, până la concesionare, după care a devenit managerul acestei companii Avea Invest. Eu am menționat de asemenea
numele directorului Agenției de Proprietate Publică, domnul Copaci, care a inclus cu mânuța proprie anumite schimbări care au denaturat esența participării acestei asociații de companii private, de companii juridice Avea Invest, pentru că a echivalat, de exemplu, UK Comax cu Khabarovsky Aeroport, un administrator cu, cu o companie care, a fost selectată sau, a participat conform unor criterii. Deci, aceste schimbări și modificări în, printre participanții incluși sau acceptați la concursul de, de concesionare au schimbat esența acestor criterii și a creat niște avantaje nemeritate pentru aceste entități. Din punctul meu de vedere, aceste companii niciodată nu puteau fi acceptate la concesionare pentru că nu erau validate de criteriile stabilite de comisia de concurs. Odată ce s-au desfășurat comisia de concurs după un concurs închis, ar fi trebuit să fie acceptate doar acele companii selectate inițial. Da. Transmiterea către aeroport, să trimită invitațiile de participare. Multe alte lucruri au alterat esența procesului. Aceste persoane de pe care le-ați menționat, sunt ele vizate într-o anchetă? Știți cumva ce a făcut procurorii cu ele? Există? Au ele calitate procesuală în vreun dosar, ca să știm? Avem un țapi spășitor, doi sau... Mariana, nu pot să vă spun numărul persoanelor care sunt implicate în această anchetă. Cel mai bine este procurorul va ieși public, probabil, odată și odată și va spune care este situația acestei anchete. Dumneavoastră n-ați fost informat? Nu am fost informat. Știm că există o cercetare, o anchetă penală, există mai multe investigații asupra rolului exercitat de fiecare dintre oficialii acestor instituții sau organisme, Comisia de Concurs, Agenția de Proprietate Publică, Ministerul Economiei, dar măsura în care ei sunt bănuiți sau martori, asta încă urmează să vedem, pentru că ei vor selecta obiectul muncii. Totuși, nu am primit răspuns la întrebare. Dacă știți, cine a scris contractul ăsta de concesiune? A avut vreo treabă Ieralov sau nu a avut? Ați menționat numele Ieralov. Da. Vreau să vă spun că și în alte cazuri numele lui a fost vociferat, dar el nu a lăsat niciun fel de semnături. Dacă și-a pregătit acest contract, atunci contractul până la urmă a fost prezentat de oficialii care reprezentau Ministerul Economiei. L-ați audiat pe domnul Lazar, dumneavoastră ce spune? Noi, eu nu l-am audiat pe domnul Lazar, am audiat alți oficiali și am primit... În comisie nu a fost audiat domnul Lazar? El nu, au fost audiați alți oficiali. Și din nu? Agenția de Proprietate Publică și din Ministerul Economiei. Și nu, nimeni nu a menționat numele domnului. Deci nu. Cineva știe cine a scris? Ce spune ei la întrebarea asta? Asta contează mai puțin cine a scris acest contract. Contează dacă ei și-au asumat responsabilitatea pentru denaturarea procesului de concesionare. Și ei au înțeles ce fac? Eu am impresia că unii dintre ei au înțeles, dar prea târziu, alții nu au înțeles nici acum la ce au participat. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să vorbim și despre cel de-al doilea obiect al anchetei parlamentare, privatizarea Air Moldova. Acolo sunt, și acolo sunt lucruri foarte interesate, mai cu seamă modul în care unul dintre cei care a privatizat, unul dintre cetățenii care a participat la privatizarea Air Moldova, care a dus banii așa, cu sacul la Chișinău, ca să poată să plătească pentru această companie. Publicitate. Am revenit în studio, suntem în cea de-a treia parte a emisiunii. Acum vorbim și despre Air Moldova. Un an în urmă, cam în perioada asta, la Cutia Neagră, tot despre Air Moldova vorbeam, atunci în faza de privatizare,
anunțaseră câștigătorul concursului cei de la Ministerul Economiei și Industriei, da? Sau cum se numește, cum se numea el, Ministerul pe MEI pe atunci. O privatizare absolut neașteptată, căzut așa ca din cer peste noi toți, nimeni nu s-a aștepta că Air Moldova chiar are nevoie să fie vândută, că nu mai rezistă. Atunci făcusem și o anchetă, anticipasem niște lucruri care se pot întâmpla, acum le-am regăsit la dumneavoastră în anchetă ca fiind fapt împlinit. Deci mă bucur faptul că am putut anticipa niște lucruri, mă întristează faptul că Republica Moldova a avut de pierdut statul Republica Moldova din acest contract. Prima întrebare legată de Air Moldova. Dumneavoastră în acest raport vorbiți despre o decizie ad hoc de privatizare. De ce era nevoie să se facă privatizarea ad hoc? Ce vroiau? De ce aveau nevoie de asta? Mulțumesc, Mariana. Deci cu situația Air Moldova lucrurile sunt mai clare. Este mai brutal. Toate acțiunile care au fost întreprinse de oficialii interesați să avantajeze un anumit grup care a preluat proprietatea Air Moldova, cea mai mare companie aviatică din Republica Moldova, o afacere de 3 miliarde de lei anual, a fost vândută cu 48 de milioane de lei unei asociere de persoane foarte obscură, pe de o parte Blue Air cu 49%. Un Blue Air în faliment aproape, deci cu situație financiară complicată în România. Da? Și două persoane fizice, doi cetățeni ai Republicii Moldova rezidenți în Statele Unite. Deci evident că ei nu ar fi putut niciodată să se califice într-o privatizare oneste dacă această privatizare s-ar fi făcut după legile internaționale. Ce înțeleg eu prin asta? Dar o privatizare cele mai importante companii aviatice a unei țări, indiferent de cât de mare țara, mică sau pipernicită, ar fi trebuit să se întâmple după rigorile internaționale, publicarea în reviste internaționale de specialitate, publicitatea a unui asemenea eveniment, pentru că este un eveniment de privatizare, evaluarea corespunzătoare și obținerea unui preț corespunzător pe piața respectivă. Să trecem un pic în urmă. Această companie, la momentul privatizării, avea niște probleme. Avea 1,3 miliarde de lei datorii, plus 100 de milioane capital negativ. De unde s-au luat datoriile la companie? Aceste datorii s-au întâmplat datorită unui management extrem de prost. Între 2014 și 2018, această companie n-a avut niciun audit. În același timp, am observat din analiza pe care am făcut-o prin intermediul consultanțelor că auditurile au fost plătite, au fost achitate, dar rezultatele acestor audituri, care sunt absolut obligatorii conform legislației cu privire la întreprinderea de stat, nu au fost date publicității. Deci, probabil că în aceste rapoarte existau foarte multe nuanțe și detalizări asupra prostului management. Eu doar am să precizez că directorii acestor companii, acestei companii, în această perioadă ridicau unele dintre cele mai mari salarii în Republica Moldova. Nu mă îndoiesc. Mă interesa în cea mai mică măsură salariul domnului Iulian Scorpan, care a fost directorul companiei de stat, dar ca și în cazul aeroportului, imediat după privatizare, acest Iulian Scorpan devine managerul CEO a companiei Civic Aviation Group, care devine proprietarul la compania Air Moldova. Ori acest lucru iarăși de dibănuit. Deci managerul prost rămâne să administreze o afacere deja bună. În aplicația, deci ce s-a întâmplat în anul 2017? Situația companiei era foarte proastă și atunci această companie solicită ajutor de stat. Statul intervine, îi oferă de la început 60, după asta încă 15 milioane, până la urmă datoria sau împrumutul de stat sau ajutorul de stat oferit în anul 2017 aceste companii se ridică la 80 de milioane de lei. Deci până în acest moment, evident, ajutorul de stat nu a fost transmis statului, responsabil este Consiliul Concurenței. Datoria de stat, datoria acumulată istoric de către compania Air Moldova era de 1,3 miliarde de lei. Conform înțelegerii pe care, de exemplu, a încercat să o acrediteze domnul Baldovici, fostul director al Agenției de Proprietate Publică, el spunea, toată lumea, a trebuit să privatizăm această companie ca cineva să plătească datoria. Ar fi trebuit ca această datorie de 1,3 miliarde de lei să fie o clauză la contractul de privatizare și atunci ar fi fost o obligație a companiei care o privatizează să achite acești bani înapoi. Și asta nu a fost în contract? În contract nu există nicio prevedere.
nici de întoarcere de restituire a banilor de 1,3 miliarde de lei. Atunci ce s-ar fi întâmplat cu această datorie? Această datorie a rămas în aer. Inițial, compania Baldovici, reprezentanții acestei companii, au spus că da, sigur, noi avem obligația să restituim banii, dar în contract nu se regăsește această obligativitate. Deci banii s-au evaporat. Bun, dacă ar veni... S-a evaporat și datoria de a plăti ajutorul de stat de 80 de milioane de lei statului după privatizare. S-a evaporat și obligațiile acestei companii de a face investiții în companie. Pentru că singura rațiune sau judecată de a privatiza o companie de stat este să aduce o valoare mai optimală prin servicii de calitate, prin servicii de siguranță pentru cetățeni, prin flotă nouă și așa mai departe. Atunci ce a rămas în acest contract? Acum, după ce s-a dat ajutorul de stat acestei companii în Moldova în 2017, compania a fost obligată să prezinte un plan de restructurare. Acest plan de restructurare a fost prezentat în primăvara anului 2018, cu o lună de zile înainte de decizia fatidică a guvernului de a privatiza această companie. Ori atunci când îți asumi un plan de restructurare în fața Consiliului Concurenței, se presupune că tu ai niște obligații față de stat de a restructura compania de stat pentru ca să atingi niște obiective astfel încât să întoarci datoria. Da. S-a schimbat decizia peste noapte, în timp de 2 săptămâni de zile. Domnul Iorcu a propus Agenției de Proprietate Publică, din poziția sa de secretar de stat la Ministerul Economiei, să privatizeze această companie printr-un concurs comercial. Cum a explicat această formă de privatizare prin concurs comercial contravine legislației cu privire la întreprinderile de importanță națională deosebită, pentru că acolo scrie că toate întreprinderile de importanță națională trebuie să fie privatizate pe baza unor proiecte individuale de privatizare, ceea ce presupune includerea sau invitarea unui consultant internațional financiar. Aceste lucruri nu s-au întâmplat. Compania care a venit să privatizeze Air Moldova trebuia să aibă și capacitate financiară să-i facă investiții, să dea bani înapoi. Această companie în care a avut pretenția să întoarcă datoria de 1,3 miliarde avea la data înregistrării 500.000 de lei pe cont. Oricum să aștepți de la o companie. Evident că statul ar fi trebuit să ceară garanții bancare că această companie are capacitatea să furnizeze banii pentru investiții și să plătească datoria. Oficialii care s-au ocupat de privatizarea acestei companii n-au cerut garanții bancare, dar au cerut o asigurare, o asigurare din partea unei companii că situația acestei companii este foarte bună. Ori între o garanție bancară și o asigurare este total lucruri diferite. Dumneavoastră i-ați audiat în comisie pe unii dintre cei care au fost implicați în acest proces de privatizare. Ei au avut explicații pentru această rapiditate cu care au renunțat la planul de restructurare a datoriilor și de revitalizare a companiei și au decis da, duc să companiei asta la cineva în privat și să scăpăm de ea și să ne întoarcă ei datoriile pe care are firma stat. Au ei o explicație de ce peste noapte, de ce vara, când era clar că în luna august n-aveai cum să găsești investitori. Oficialii Ministerului Finanțelor au declarat foarte onest că erau interesați doar de banii pe care să-i poată scoate din aceste companii. Probabil că fiind în comisia de concurs, pentru că și interesau doar banii. Okay. Ceilalți, de exemplu, nici domnul Baldovici, nici domnul Iorcu nu și-aducea aminte la audieri că această companie contractase un ajutor de stat. Și pentru mine a fost foarte straniu că oficial de rang înalt nu știau de faptul că această companie contractase din partea statului 80 de milioane de lei în anul 2017. Aparent, niciunul dintre ei nu citese cu atenție contractul. Domnul Gaburi, ce el se bătea cu pumnul în chiep pentru acest contract de privatizare? El ce a zis? Domnul Gaburici, din câte mi-aduc aminte, nu cunoștea în detaliu, el știa că situația companiei este foarte proastă, dar nu își aducea aminte care erau responsabilitățile companiei în perioada post-contract. Pentru că, companiei care a privatizat. Exact. Uh-huh. Ca să înțelegeți, această companie a prezentat un plan de dezvoltare a companiei după contract, post-contract, în care spunea lucruri foarte interesante, aproape fanteziste, aproape ca în Ilf și Petrov, că vor deschide curse spre New York,
că vor extinde flota cu încă vreo 6 sau 12 avioane. Adică lucrurile erau foarte mari și probabil că li s-au dilatat orbitele. Doar că nu era nicio capacitate financiară care să implementeze. Și atunci, partea foarte interesantă este că în oferta propusă de această companie, formată din cele două entități, persoane fizice și Blue Air, existau foarte multe detalii care le erau cunoscute doar de către fosta conducere a companiei de stat Air Moldova. Din planul de restructurare erau niște detalii legate de flota Air Moldova. Niște detalii pe care nu puteai să le cunoști dacă erai profan și în afara acestei companii. Asta ce ar putea să însemne? Asta însemna că eu suspectez că această ofertă de participare a fost scrisă de către domnul Scorpan și echipa sa, aflându-se în interiorul companiei Air Moldova. Dar pentru acest cine? Lucru, pentru cei care au câștigat acest concurs de privatizare. Dar cine sunt cei care au câștigat? Pentru că iarăși, mie îmi vine greu să cred că toate lucrurile astea s-au făcut pentru o companie aeriană din România. Iată, de aici se începe partea cea mai interesantă. Da. Blue Air, fiind într-o situație așa cum ați descris-o, evident că nu și-a asumat nicio responsabilitate financiară pentru investiții în compania Civic Aviation Group. Noi am chemat la audieri și pe domnul Ianovici și pe domnul Zintar Spomers. Cei doi investitori. Bun, mai este un investitor. Zintar Spomers este administratorul sau directorul acestei companii Civic Aviation Group. Ei nu s-au arătat. N-au venit de două ori sau de trei ori la audiere, astfel încât noi am solicitat chiar și ministrului de interne să ne ajute să-i aducem. Cel mai interesant urmează că însăși achitarea plății pentru privatizare s-a făcut foarte exotic. Adică domnul Ianovici, din datele pe care le-am primit din partea Direcției de Combatere a Spălării Banilor, a depus în cash 2,6 milioane de euro, evident într-o formulă care nu ar fi trebuit să fie acceptată de niciuna dintre instituțiile statului, cu atât mai mult cu cât banca la care a depus acești bani era sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei. Asta a fost în 2018. Respectiv, toată lumea înțelegea că procedurile de supraveghere asupra acestei bănci ar fi trebuit să fie extrem de stricte. Eu vreau să citesc totuși fragmentul ăsta din raportul dumneavoastră pentru telespectatori. Rapid, avem puțin timp și doar un pic să-l putem analiza. Astfel, unul din așa zise fondatori ai companiei Civil Aviation Group, Andrei Ivanovici, a achitat plata pentru privatizarea companiei Air Moldova pentru o depunere cash de 2,56 milioane de euro prin intermediul Moldova Agroin Bank, izbutind să convertească și să transfere sub formă de împrumut sumele de 44,2 milioane de lei și 5,38 milioane de lei ca plată pentru privatizarea Air Moldova după orele de închidere a băncii. S-a stabilit că originea acestor bani provine dintr-un contract de împrumut încheiat la 27 septembrie 2018 din partea companiei nerezidente Goldcraft FSE, Emiratele Arabe, oferit în numerar și transportat în cash prin biroul vamal al aeroportului Chișinău. Deci banii luați cash de la o bancă din Emiratele Arabe sunt aduși în geantă, declarați la vamă, la birou vamal din aeroport, duși cu geanta în afara orelor de muncă a băncii și depuși la bancă? Exact. Asta e cel puțin în narațiune, pentru că, de exemplu, noi nu avem certitudinea că acești bani au intrat în țară prin vamă, deși există o declarație vamală, trezește suspiciuni, pentru că nu poți să vii cu așa bani printr-un aeroport deschis de la Istanbul și să-i poposești pe aeroportul internațional Chișinău și să te duci imediat la bancă și să-i depui. Ei nu este posibil. Cel mai degrabă, ancheta va scoate la iveală care au fost adevăratele fapte pe care acești pseudo-investitori le-au comis. Trezește de asemenea foarte multe dubii felul în care a fost calculat prețul companiei. Vă spuneam că cifra de afaceri este de 3 miliarde de lei. Apare o companie absolut exotică, de pe Bulls, care evaluează patrimoniul unic. Și acest patrimoniu unic înseamnă câte mese și stilouri au pe masă birocrații. Nu și avioane. Nu și avioanele, nu și hangarele, nu și drepturile de, eu știu, de... Liniile de zbor și tot restul, liniile de zbor, da. Manualele de utilizare. Deci toate ceea ce înseamnă, de fapt, afacerea.
Pentru că 3 miliarde sunt doar banii care circulă prin această companie. Și această companie primește 70.000 de lei pentru tot lucrul de evaluare, o sumă mizerabilă care nu reprezintă indicatorii de evaluare. Trebuie conform... să încheiem emisiunea. Da. Doar am să vă întreb. Deci eu cred că elementele pe acest subiect cu Air Moldova sunt mai evidente. Și cu banii cash, și cu suma mizerabilă 2 milioane, cât cred că asta e o aripă doar dintr-un avion pe care deține Air Moldova. Banchetele piloților. Da. Dar ce se poate face mai departe? Noi am propus un set întreg de acțiuni pentru Guvernul Republicii Moldova, care trebuie să conteste în instanță această privatizare, trebuie să probeze că acest concurs a fost viciat în esența sa, trebuie să restituie datorită faptului că acești bani cu siguranță fac parte dintr-o spălare de bani, trebuie să confiște, să confiște acești bani. Trebuie să pună în sechestru ce de fapt s-a întâmplat. Din câte înțeleg eu, s-a luat și decizia de a sechestra proprietățile pe care le deține compania Civic Aviation Group și trebuie să instituie o administrație fiduciară care se va ocupa cu administrarea acestei companii dosare până la penale. Rezoluțiunea acestui caz. Aici n-am văzut anumite... recomandări cu dosare penale. Ancheta penală și, ancheta de serviciu trebuie să se întâmple pentru ca să înțelegem exact care au fost responsabilitățile funcționarilor implicați la pregătirea privatizării. Dar dumneavoastră vedeți încălcări în activitatea funcționarilor care au pregătit? O sumedenie. De la felul în care au fost acceptate persoanele care nu corespundeau la un fel de criterii, la evaluarea sub prețul de piață acestei companii unicale pentru Republica Moldova, până la acele gafe monumentale cu privire la felul în care s-au contractat noi credite la o companie care ar fi trebuit să investească în propria sa dezvoltare. Vreau să vă spun că pe lângă datoriile istorice de 1,3 miliarde care nu sunt stinse în acest moment, investiții s-au făcut în Air Moldova de când au venit noi proprietari? Nici o certitudine că au fost investiții făcute de către nou proprietar. Dar profituri au strâns, bănuiesc. Probabil, dar vreau să vă spun că multe date încă nu sunt clarificate datorită faptului că s-au vândut bilete. Noi suntem foarte interesați acum ca guvernul să preia inițiativa și să conteste în instanță, pentru că pe baza unei decizii a instanței de judecată să fie restituit acest bun. Astăzi, compania înțeleg că are și mai mari datorii decât le avea. Că între timp de un an au mai crescut datoriile Air Moldova Sunt datorii operaționale, suma este destul de mare. Așa, dacă se rezilează contractul, ce face statul după un an de peripeții și aventură, se trezește cu o datorie de peste 2 miliarde? Mariana, eu cred că statul are datoria de a institui o administrație fiduciară, o administrație care să vegheze pentru o anumită perioadă de timp asupra funcțiilor de bază acestei companii. În general, noi trebuie să atragem mult mai multă atenție la managerii întreprinderilor de stat, să avem echipe de criză care ar putea într-un fel să gestioneze pentru perioade relativ scurte. Asta pare o misiune imposibilă în Moldova. Este o misiune foarte posibilă. Dacă dorința și voința politică există, atunci toate lucrurile sunt posibile, inclusiv prin recrutarea unor echipe de criză pentru gestionarea acestor companii din exterior. Putem bănui cine a fost beneficiarul acestei privatizări? Păi, probabil beneficiarul este cel care a împrumutat acești bani în cash, fără îndoială. Civic Aviation Group este o companie fantomă, este fictivă. Blue Air nu și-a îndeplinit niciuna dintre obligații, a fost doar front desk-ul, a fost compania care a adus brand-ul. Da. Iar, exact, 51% a fost deținute de către aceste două companii, persoane fizice. Deci ar trebui beneficiarul să-l căutăm în Emiratele Arabe? Cred că ar trebui să-l căutăm chiar aici pe loc, în Republica Moldova. Este astăzi pe loc în Republica Moldova? Asta o să demonstreze ancheta penală pe care eu sper foarte mult că va decurge rapid și vom avea rezultate în curând. Știu că cineva dintre deputați v-a întrebat în timpul audierilor din Parlament dacă dacă puteți bănui că pentru privatizarea Air Moldova s-ar fi folosit bani din furtul miliardului. Sigur, dar principiul meu este că eu pot să răspund pe baza unor certitudini.
Nu i-am putut răspunde pe baza acestor certitudini și las acest lucru la latitudinea investigației sau anchetei penale. Da, sperăm că ancheta penală să aibă loc, să fie una bună, să fie una profesionistă și să aflăm și noi cine au fost beneficiarii, de unde s-au luat banii, cum poți aduci 2 milioane și jumătate de euro în geantă la Chișinău, să-i declari la vamă și să-i duci mai departe să-ți cumperi o companie aviatică? Da, Republica Moldova e țara minunilor. Cred că multe lucruri s-au întâmplat chiar pe care o să le aflăm în timpul cel mai apropiat. Da. Vă mulțumesc mult, domnul Munteanu, pentru anchete și pentru că ați venit și ne-ați vorbit despre ele. Plăcere. Sper să vină curând la noi în studio și vreun procuror să ne vorbească ce a făcut mai departe cu aceste anchete. Cred că este prima dată când procurorii manifestă interes față de anchetele parlamentare. Până acum interes nu a prea existat. Vreau să observați că în istoria recentă a Republicii Moldova au fost foarte multe comisii de anchetă care și-au dus lucrul până la capăt și au existat hotărâri de parlamentare care să stabilească un calificativ politico-juridic pe cauza anchetei înfăptuite. Da, au mai fost anchete parlamentare făcute, nu rele. Dar nefinalizate. Dar nefinalizate sub aspectul că nu au ajuns în Parlament să fie dezbătute pentru că nu se dorea să ajungă. A fost și ancheta cu privire la anabolizante și pe aeroport a mai fost o anchetă făcută, dar ele nu au ajuns în Parlament și procurorii sigur că nu au avut de ce să se uite la ele, că nu era interesant. Tocmai din acest punct nu vă sperați că vă întrerup. Vrem să adoptăm, am adoptat în prima lectură și vom adopta și în a doua lectură legea cu privire la de-offshorizare. Dorim să scoatem din sectorul public orice fel de intervenție a unor companii din offshore care încearcă să preia bunuri și, sau să transmită drepturi concesionale sau de post-privatizare unor terți, astfel încât să măsluiască rezultatele unor concursuri libere și organizate conform legislației din Republica Moldova. E o inițiativă bună, să vedem dacă va fi și implementată corect. Trebuie să ținem cont de faptul că cei care fac băieții șmecheri sunt inventivi, ei întotdeauna găsesc soluții pentru orice ușă închisă, da? Ei găsesc o modalitate să deschidă o portiță. Vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8.